umplai cu flori unde sunt doi dai fecior. Vine plai cu flori unde sunt doi dai fecior. Pleacă și trenul nostru către Ilva Mică. Salutare și bine ați venit! Nou videoclip, suntem în gara CFR Vatra Dornei Băi, aici din piața Gării, și vă voi prezenta stația, fapt, gara Vatra Dornei. Vatra Dornei Băi, de fapt, pentru că mai este o gară, Vatra Dornei, unde mai mult pentru marfare, acolo se este. Aici doar o singură linie este. Așa, un ansamblu Vatra Dornei. Tocmai am sosit de la Câmpul Lung Moldovenesc. Partea aceasta este Ilva Mică și de aici este Câmpul Lung Moldovenesc, Suceava. Este o clădire foarte interesantă cu aspect un aspect aparte. De data de Februarie 2023 și ora 16:20. Așa, o privire de ansamblu. Aici este râul Bistrița, foarte învolburat după ninsorile de zilele trecute. Da, am venit aici în fața gării. E destul de bine întreținută. O sală de așteptare și casa de bilete. Vă arăt un peisaj de aici foarte frumos. Vedem cum îl prindem. Cred că așa este. Munții Rotnei. Peisaj splendid. Au fost și aici, ca și în stațiile de la Suceava și Câmpul Lung Moldovenesc, au fost deportați în Bucovina evrei de la ordinul lui Ion Antonescu. Da, panouri de plecări, sosiri, stația
Vatra Dornei Băi. Construcție făcută în secolul 19, special pentru traficul de călători, pentru turiștii care veneau aici la băile supranite binefăcătoare. Trenul Interregio 1830 Galați Cluj-Napoca sosește în Vatra Dornei Băi. Fața gării Vatra Dornei Băi, mi-au la revedere de la voi. Vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest videoclip. Nu uitați, fiecare călătorie cu trenul și gară este unică. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like, abonați-vă pentru a vedea cât mai multe călătorii cu trenul în țară. La revedere!